Ați primit la mapă tot ce este astăzi în discuție. Prin urmare, procedem la primul proiect, desemnarea unui consilier care va fi nouă președinte de ședință. Nu votăm ordinea de zi, domnul Rungu, și după. Voi, nu votați ordinea, mai întâi desemnați președintele și intră atribuții președintele. Și nu mai vorbiți de întrebată, da? Chiar dacă sunteți consilier local. Vă rog să puneți la vot, desemnați mai întâi, faceți propunerea. V-ați obișnuit așa, să tranca, parcă la CAP. Am o propunere, domnule. Propun pe doamna Stratular. Următoarea. Dacă sunt alte propuneri. Eu propun pe domnul Soare. Domnul Vernic. Corect, scuzați. Numărul, propuneți? Domnul Vernica. Mai sunt alte propuneri? Nu. Supunem la vot propunerea cu doamna Stratular. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unul pentru, patru împotrivă și patru abțineri. Deci sunteți unul ca doamna, unul pentru, da? Da. Patru abțineri. Și patru împotrivă. Cine se abține? Doamna a minunțit, la abțineri când se va abține. Bun, nu, poate nu vine și o punem cu a venit deja. N-am văzut. Când intră pe ușă, e sigur. Poate să calce o muscă. Vă rog, cei patru care se abțin? Numele, vă rog. Domnul Bolog, domnul Stratu, domnul Damătăr și doamna... În cazul ăsta să abțin 5. Bineînțeles, dar am zis să o treceți cu doamna Minus, dar trebuie să intri pe ușă întâi. Hai stă un secundă să-și exprimi votul, să vă spunem că... E ca la sport. Adresați întrebarea. Să iau la primul proiect și să o propun doamna Stratula. Noi ne-am abținut tu și tu ești unul. Bine. Da. Deci treceți-o la... Așa. Chiar nici nu. Împotrivă? Cât avem împotrivă? 4. Mi-a făcut un fiu. Și unul pentru. Cine sunt persoane care sunt împotrivă? Numele. Lungu, Vernica, Mariuț și Dămătăr. Puneți la vot propunerea domnului. Cine este pentru ca domnul Vernica să preia președinția ședinței de consiliu? Abțineri? Împotrivă? Două abțineri. Cine e împotrivă? Bolu și Strati. Avem 9 pentru. Dumitri bolnavă care spune așa ceva. Eu nu pot să pot mască. Dar la mintea ta bolnavă, la câte gata ai făcut până acum, trebuie să o faci cu. Lăsați că Dumnezeu îi dă încă. Poate dă Dumnezeu și-ți vine și la tine. Și-o veni la mine. Înscrie-te la cuvânt dacă vrei să vorbești. Bărbatul. Eu opor doi știuri. O să opor, doamnă. Când nu pot, atunci la doctor. Putem începe? Da. Doamnelor și domnilor, declar ședința deschisă a Consiliului Local de astăzi, 19 august 2021. Pe ordinea de zi avem un număr de 9 proiecte, cu 2 suplimentări.
de rigoare. Cine este pentru spunere, pentru, pentru ordinea de zi să o supunem la vot? 8. Proiectul numărul 1, privind desemnarea domnului Constantin. Păi, Cimpăișu Gianina, Deamă Târca Aurel, Ileana Minuti, Istrat Ion și Bolo Bucian. Următorul pas aveți să se puneți spre aprobare suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte. Punem la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 5 la 4. 6 la 4. 6 la 5. 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 Deci, mai votăm încă o dată. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? 6 la 5. 5 la 5. Da. Aceleași persoane sau? Da, aceleași persoane. Și le-auzi numele ca să-mi spună că nu le-au... Le știți. Deci avem... Pronunțați-vă numele ca să știți. Domnul agent. Pronunțați numele din nou. Ai nominalizat. Din nou. Aceleași persoane. Ciumpăieșul Gianina, Dămă Târca Aurel, Ileana Minuti, Istrat Ion și Lucian Bolă. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 2. Mai departe, vă rog, aveți procesul de bagajul să se pune spre aprobare. Supunem spre aprobare procesul anterior al Consiliului Local Prăjești. Cine este pentru? Poate să nu înțeleg la cuvânt, trebuia să întrebați întâi domnul Bernica, pentru că eu vreau să mă înscriu la cuvânt, dacă... Un sesare, doamna. Înscrie la cuvânt. Păi după ce se votează, se înscrie la cuvânt. După ce se votează. Păi se înscrie la cuvânt pentru, dacă sunt corecturi în procesul verbal. Pentru prima dată nu se înțelege. Da, înscrie la cuvânt. Vă rog, doamna Cimpuiș. Deci nu se mai înscrie la cuvânt, doamna. Da. Domnul, că da, renunță așa. Păi eu am făcut așa. Păi, eu am ridicat mâna, acum ați dat la cuvânt. Avem o scriere la cuvânt? Nu, supune la cuvânt. Deci. Până la vot suplimentare ordinii de zi. Cine este pentru? Păi dacă nu s-o scrieți... Dar o ridicăm mâna. Domnul, am zis acum, domnul secretar începe să scrie, trebuie să așteptăm să scrie. Dar domnul trebuie să scrie din ședință. Așa că domnul secretar să vorbesc. Cum? Deci. Acum aia. Domnul secretar. La pagina 3 a procesului verbal, după ce s-a discutat despre propunerea domnului primar cu amendamentul acela ca în loc de 3.000 să fie 10.000 și asta, dumneavoastră nu ați mai corectat în proiectul de hotărâri privind aprobarea sumei, ați scris tot de 3.000 de lei în loc să scrieți de 10.000 de lei. Deci pe pagina 3. Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000. Nu trebuia să scrieți 10.000? Odată ce 10.000 s-au aprobat? Nu continuăm, mai vedeți. Ce în continuare scrie. Păi da. În vederea, bla, 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 și asta, și așa. Aprobarea sumei de 3.000. Mai departe, nu continuăm. Păi, practic, da. Acolo, propune un amendament. De 3.000 de lei. Așa. Nu, dacă nu uităm mai departe, spune că se aplică. Și nu trebuia dumneavoastră să consemnați suma corectă și să consemnați 3.000? Amendamentul a intervenit la modificarea sumei din 3.000 în 10.000. Asta este sensul. Bun. Acum intervenit amendamentul. Gata, domnul secretar. Lăsați-o pe dumneavoastră. După aceea, la pagina 5 din 6. Pagina 5. Unde? Ați intervenit. Ați intervenit la amendamentul 3.000. Da, domnul secretar.
Așa, ați făcut, păi, dar când citești fraza de întreagă, trebuie să o citești corect, nu citești tot eronat. Doamne, eu mi-amintesc că mai departe s-a specificat, practic, s-a intervenit la... Da. Dar de eu s-a intervenit, da. Aveți dreptate. Da. Numai că dumneavoastră, dintr-o eroare materială, ați consemnat 3 în loc de 10, acolo unde am... Da, acum așa. O modificare. Da. Deci facem modificarea, da? Dacă ați verbal cap-coadă, vă dădeați cu seamă că cam de 3, trebuia să suma corect în aia. Iar la pagina 5, la diverse, unde domnul Lungu s-a înscris la cuvânt și a spus că în drept locuinței lui, acolo în curbă, sunt probleme și una și alta, nu ați consemnat când am spus eu că dacă tot există lucrarea de aici, de la primărie, de ce nu mergeți cu angajații primăriei să executați lățirea? Nu ați consemnat nimic din paragraful, din ce am spus eu atunci. Dar ar fi consemnat dacă ați fi păstrat liniște, nu? Dar acum repetați și consemnăm. Dacă... Deci, aici la înscrierea domnului Lungu... Nu cred că a spus așa ceva. Luăm înregistrarea video. Luați înregistrarea video când eu am spus. Am spus că nu se poate face, întrucât dumneavoastră, Consiliul PNL, ați adus primarul în instanță, deci, pentru lățirea anterioară. Luați frumos, domnul Lungu. Luați frumos, vedeți, deci înregistrarea. Deci asta ce spuneți acum poate și vedeți, uitați-vă pe înregistrare, domnul secretar. Ceva, frumos, când eu am spus... președinte, noi am spus așa. Că dacă tot executați... Să facă hotărârea prin Consiliul Local, nu întâi să o facă, Dumneavoastră trebuie să completați aici răspunsul meu, sugestia pe care i-am făcut-o domnului Lungu. Deci, da. Deci, la pagina 5 aici, la ceea ce a spus domnul Lungu, nu ați consemnat sugestia mea de a se face lățirea drumului cu angajații primăriei, că tot erau în lucrări, că a fost vorba că sunt doi palezi, deci mi-a zis că ce mai e dacă mai se iau 10 sași și se execută acolo șabărirea, lățirea drumului. Se estimează și un cost, ca să știm și noi, să știm înștiințați. Nu după ce se face, ce face ca la placa de beton, costă 100 de lei. Domnul președinte, niciodată nu se intervenționează în scris. De ce se intervenționează? Luați atunci, apără, ieși, 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 ieși. A terminat, domnul secretar? Da, asta s-a oprit la sugestie. Ok. Ce a sugerat? Deci, eu am sugerat ca domnul, ca lucrarea aceea de lățirea drumului să se execute cu angajații primăriei în același timp cu lucrările astea de aici. Nu pare clar. Păi bine, să vă faci. Da, se bate în cap cu programul care vi l-a dat primăria, cu angajați, unde sunt și ce fac. Și la câte vreau din vreau? Da. Pe care nu l-am văzut niciodată. Totuși, dacă îl vedeați... Alte scrieri la cuvânt? Alte scrieri la cuvânt? Dar nu am terminat, aștept să termine domnul secretar, pentru că mai am încă o chestie. Dați-mi voie să vă citesc. Doamna consilier local, Cimpoieșu, sugerează ca lucrătorii ce participă la turnarea plăcii de beton să execute lucrarea de lărgire a drumului? Păi să fie angajați primării. Ce a cerut domnul Lungu, domnule? O cerut ca în curbă să se plățească drumul. Nu asta o cerut domnul Lungu. Dar asta trebuie o modificați procesul trecut verbal. Păi eu... Păi vă exact. Uitați în înregistrare și vedeți exact ce am zis. N-ați zis așa ceva, eu pun pari. Uite, domnii au filmare. Ai lăsat numai prin spate, uitați-vă pe asta, nu mai... Scoateți reportofonul din buzunar și o să vedeți că n-ați zis așa. A zis că da, este într-adevăr o chestie serioasă, că se trece prin Consiliu lucrarea. Așa a zis domnul Lungu. Recunosc, este drept. Domnul Lungu aici a mai avut o continuare și a zis că să-i transmit părintelui că parcul arată într-o stare
nu mai știu, deplorabilă sau cum ați zis, domnul Rupu? Are două topuri. Așa, păi asta treabă nu ați consemnat-o deloc. Și vă rog? A fost la diverse, a fost la diverse. Păi la diverse, dar la diverse vorbim și noi am... Diverse, și atunci trebuie. Așa, păi și dacă domnul Lungu a sugerat, trebuie răspunsul meu să fie acolo, nu? Trebuie să fie și ceea ce a spus domnul Lungu și să fie și răspunsul nostru. Părintele, preotului. Să repare parcul. Așa. Și bineînțeles, faptul că eu i-am răspuns, adune un grup de voluntari să meargă să facă lucrări acolo. Că așa s-a făcut părculețul ăla, voluntariat, poate să te faci peste și n-ai cum. Așa. Deci, astea trebuie să le aduceți în procesul verbal. Dacă cineva administrează un lucru, apoi ăla repară domnul Lucian. Da. Ok. Da. Dacă părintele îl administrează, el îl repară. Părintele să repare parcul. Având în vedere că aici sunt la consilier de serviciu, să se adună un grup de voluntari. E ceva rău. Copiii sunt în vacanță, trebuie să se plăcă. Dar asta nu lăsați-l așa că e mai bine. Îl lungi cu slăină. Dar sunt copiii. Să mănânce câini. Nu, acolo nu mai acolo deja... Vă imaginați că dacă n-a putut avea grijă de un loc de joacă, nu poate avea grijă și nici de un cimitir măcar. De la carnea de porc. Dacă nu poți să ai grijă de o mână... Atât, domnul președinte, puteți să continuați. Da, vă mulțumesc, doamna Cimpoieșu. Trecem la proiectul numărul 2. Supunem la vot suplimentarea celor două proiecte. Bă, dar te zăpăcești. Nici o problemă. A procesului verbal. Cine este pentru? Domnul președinte, după care în vremea mea vreți să ne domnul secretar ca să... La prima dată... Pentru că prea de multe ori s-o întors la una la alta și... Am zis că dumneavoastră... Nu, mă discut, da, mea. E la început, apoi, nu. Da, e la început. Cât se aprobă? Se aprobă cu 5 la 6. 6. 6 la 5. 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 Și Poieșul, următor cu Ileana și Strate. Trecem la proiectul numărul 2, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 al anului 2021 și aprobarea listei de investiții pentru anul 2021. Înscrieri la cuvânt. Înscriu la cuvânt, domnul președinte. Da, vă rog. Mâna, nu prea mă vedeți de domnul. Vă rog, doamna Cimpoieșu. În principiu ar fi fost foarte bine dacă era doamna contabilă aici, pentru că văd că urmează ca să luați banii care erau prevăzuți pentru alimentarea cu gaze, adică pentru proiectul acela, și să îi împărțiți în diverse capitole. Eventual, domnul primar, dacă doamna contabilă nu este, eventual poate ni-l lămuriți dumneavoastră. Și să ne ziceți, de exemplu, ce faceți, ce ați cumpărat, de exemplu, de la domnul Sava Dumitru, de factura aceasta, 5.500, vreo 8.000 de lei? Inteligență, da. Am cumpărat inteligență. Da, artificial. Întrebarea adresată pe ultima ta, să nu... Eu am fost complet. Întrebăm de, din proiect... Care este întrebarea? A, se repete. Ce am cumpărat? Ce s-a cumpărat? Da, adică ce înseamnă asta, domnul primar? Explicați la oameni ca să poată să înțeleagă. Domnul inginer Sava este specialist în probleme de fond funciar. Și are un contract cu primăria Prăjești de mai bine de un an de zile. În lipsa personalului specializat, adică inginerului agricol, la registrul agricol, dumnealui ne ajută în rezolvarea problemelor de fond funciar. Din păcate, după 31 de ani de la Revoluție, încă sunt nenumărate cereri pe probleme de fond funciar nerezolvate. Dumnealui a lucrat foarte mulți ani de zile la Direcția Agricolă și la Prefectură pe teme de fond funciar. Acum are o colaborare de prestări servicii cu noi și ne ajută în rezolvarea problemelor de fond funciar. Adică, dar dacă dumneavoastră nu știți,
Are anul, nu? Are anul? Da. Are mai bine de un an de zile, l-ați văzut cu siguranță sunt la public. Sunt de legim că face ceva ce ar trebui să facă doamna Cadar, care este angajată la registrul agricol. Doamna Cadar este la registrul agricol pe un post contractual, nu pe inginer, nu pe post de inginer. E pe specialități acolo. Dar dați-mi un exemplu, adică la una din situațiile astea, ce rezolvă omul ăsta? Dacă dumneavoastră aveți contractul, el îl luați de câte ori doriți. Nu, îl iau 4 ore în fiecare zi și atunci când situația impune, vine și în afara celor 4 ore, atunci când e nevoie la rezolvarea problemelor de fond funciar. Neînțelegeri, ca să înțelegeți, neînțelegeri privind problemele de fond funciar. Atribuiri, neatribuiri de terenuri, suprapuneri de terenuri, suprapuneri de... De multe. Păi, și dumnealui le rezolvă. Face toată documentația necesară împreună cu membrii Comisiei Locale de Fond Funciar, luăm decizii, dumnealui întocmește documentația cu sprijinul... Dar și nouă o situație, adică un caz pe care domnul a rezolvat și care putem rezolva de angajații primăriei, ca să vedem, pentru că vorbim de 1500 de și vin 4 ore pe zi, adică... Eu n-am văzut exact. Persoană străină de câte ori am venit la primărie. Nu stă pe rău. Dumneavoastră erați cu ochii pe mine, de-aia. Eu vă înțeleg și... Da. Dumneavoastră sunteți cu ochii pe mine. Da, asta e. Deci dați-ne o situație eventuală, un caz al cineva din sat, ce problemă a fost și cu cine a putut-o rezolva doamna Cadar sau nu s-a putut rezolva de angajată primărie. De mătâncă Cecilia. Doamna asta din deal Luca. Domnul Strate, n-ați avut probleme la fondul funciar? Nu. N-ați avut? Da, eu am avut probleme. Cu ce? Probleme cu ce ați avut? Cu pământul. Am somărit în grădină, am mai mult suprafață. Ați avut la comisie la fond funciar? Păi nu, da. O să ajungeți? Păi și atunci cum spuneți că ați avut dacă n-ați avut? Da, anticipați ceva dumneavoastră? Da. Preconizați ceva, da. Da, sunt suficient. Da, cu siguranță deci, se primește și o modificare. Deci, care îi face ea în unii din situații? Da, deci la care nu se vrea. Dar și dumneavoastră ați avut, și părinții dumneavoastră, sau socrii dumneavoastră au avut. Dar se vede că sunteți amnezică, probabil, sau memorie scurtă și ați uitat. Nu, memoria scurtă. Dați-ne un pic de exemplu, de factura aceasta de la din vreo 2.891 de lei. Ce s-a făcut factura asta? Reparații la care mașină? La Logan, domnule. La Logan, 2.900 de lei. Da, cuprins o baterie, este cuprins și o baterie la Fiat Ducato, plus reparații, bux, pivot, schimburi de ulei, revizii anuale, direcție. Da. Dacă băgați în fiecare an cu 2000 și ceva de lei, Mi-am propus să supun atenție Consiliul Local să cumpărăm un Duster, că aici n-am făcut nicio reparație până acum. Ah, perfect. Ba da, am schimbat ștergătoare de parbriz. Nu, s-a făcut un singur, dar n-ați bățărit în mașina primăriei. În mod normal ar trebui să-l faceți cu angajații primăriei pe șanță aici, că aveți loc. Bun. Nu autorizăm. Vedem că aveți aici prins în rectificarea bugetară și suma de 15.500 de lei, o factură de la EON, de la Acțiuni Sanitare, altă instituție și Acțiuni Sanitare. Este proiect. Este, am văzut că un proiect, adică ce să înțelegem, că trebuie să plătiți curentul electric, energia electrică la... dispensar? Da. Pe ce perioadă a fost factura aceasta, domnul primar? Pe 15.000 de lei e o sumă destul de frumușică care o plătești. Păi, de când s-a construit dispensarul și până acum? De când s-a construit dispensarul și dispensarul cât a fost dat și a fost predat constructorului și așa trebuia să plătească tot cetățeanul de rând energia, că totuși e o sumă considerabilă. Energia electrică consumată se contorizează de un contor care aparține primăriei Prăjești. Când s-a construit acel obiectiv, cădea în sarcina primăriei, așa cum a căzut și la stația de epurare și la punctele de
pompare și la căminul, sala de festivități și la primărie și la dispensar și la școală, investiția a făcut-o primăria și contractele au fost făcute pe primărie. Primăria urmează să recupereze parte din cei 15.000 de lei de la societățile comerciale sau persoanele fizice care au închiriat acele spații. În cei 15.000 de lei presupune încălzire, iluminat și s-a mai consumat acolo, dar, repet, parțial plătesc societățile sau persoanele fizice care au, sau juridice care au închiriat spațiul acolo, restul cade în sarcina primăriei. Spre exemplu, tot etajul astăzi este încă neînchiriat și cabinetul de jos de la dentist. Toate suprafețele alea trebuiau încălzite iarna, că altfel îngheța instalația și nefiind închiriate nimănui, o să plătim noi cheltuiala de acolo. Când le vom închiria, o să preia probabil societate, nu probabil, sigur societățile respective sau cabinetele medicale respective. Ce perioadă este factura asta mai exactă? Adică vorbim despre câteva luni, un an de zile. Da, adresați-vă biroului contabilitate și vă explică, sunt clar scârtiuțe acolo. De la 1 noiembrie 2020 până pe 4 august 2021, ceva de genul. 15.000 lei în perioada asta? De la 1 noiembrie 2020 până... E căldura care poți cu un genor. Păi da, dar ce stai cu treaba? Până la urma urmii noi vorbim aici din părțirea banului. Dacă permiteți... Adică din tot sat. Cum asta era ideea, știți? Asta era deci, ca și când vrea a venit aici, dar ridicați mâna și dați fără... Păi și mamei s-a venit. Nu ridicat, doamne, că zice faptul de caidea. Măcar dacă ai ridicat mâna. Stăm toată ziua cu... Urmează ca parte din sume, în funcție de consum, să fie recuperate de la cabinetul medical, de la farmacie. Dacă n-aveați contract cu ei, nu puteți liceți niciun bani în perioada aia, domn primar. Dar nu ați vădea bani într-o perioadă în care nu erau acolo ei. V-am mai explicat de mai multe ori când s-a discutat despre dispensar. Acolo sunt conturi pe fiecare cabinet medical, din per total 15 se scoate în funcție de consum pe fiecare cabinet medical. Ce nu rezultă de la cabinetul medical, cade în sarcina primăriei pentru că noi avem contact acolo. Este spațiul nostru și trebuie întreținut. Dacă aveți la rectificare, prin de exemplu suma de 8.000 de lei la canalizare, de ce nu se regăsește în lista de investiții? Ce avem? Păi nu. Nu, n-am înțeles despre ce este. Deci, aveți la rectificare 8.000 de lei pentru canalizare și stația de epurare. Da. Și de ce nu i-ați prins și în lista de investiții? De ce nu ați modificat-o și pe asta? Pentru că proiectul cu canalizare a fost închis. Este recepționat, s-a plătit, s-a terminat cu proiectul de canalizare. Ceea ce facem acum sunt formalități pentru obținerea autorizației de funcționare, în așa fel să avem posibilitatea să predăm rețeaua de canalizare operatorului. Pentru asta trebuie să întocmim aviz. Da. Aici, pe lista de investiții, nu s-au pus cei 8.000 de lei. Păi nu este o investiție, doamnă. Sunt studii și avize pe care trebuie să le luăm de la Agenția de Mediu și de la Apele Române. Pentru... Și nu trebuie să-i adăugați la, la proiect. Nu, doamnă. Nu. Nu, pentru că e încheiat. Deci noi, acum ca să... În 2021 și el e încheiat în 2019 și sunt în Apele Lista de Investiții. Și nu dăm banii. Atât, domnul președinte. Alte înscrieri la cuvânt? Ne mai fiind alte înscrieri la cuvânt, supunem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 6 la 5. Dar trebuie să întrebați cine s-a abținut. Poate de un motiv. Trebuie să întrebați. Abțineți un motiv, voi vă vota. Și puneți masca pe figură. Am întrebat cine este pentru. Ați întrebat cine este pentru. Cine s-a abținut, poate să s-a abținut. Cine s-a abținut, vă rog. Cine s-a abținut sau poate fi împotrivă. Deci tocmai asta era ideea. Trebuie să întrebați, domnul Deci Romica. Tot 5 persoane s-a abținut, tot 5 persoane sunt care sunt împotrivă. Și tot 5 persoane nu vor avea vota pentru. Da. Și de asta care a votat pentru. Da, vă rog. M-am luminat. Numele la fiecare, vă rog.
Da. Deci, nemai fiind alte înscrieri la cuvânt și votând proiectul numărul 2, trecem la proiectul numărul 3, privind aprobarea... Domnul secretar, vreau să vă... Da, da. Rugămintea mea. I-ați întrebat ce s-a uitat la votul. Care... Deci sunt aceleași persoane, domnul secretar. Da, vă rog. Deci, trebuie să le eliberați de la voastră pe fiecare. Cimpăieșul Gianina. Dămătâr ca Aurel. Minuții Ileana. Istrate Ion și Lucian Bolo. Bolo Lucian. Hai de fapt. V-am luminat. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de întreținere și actualizare zilnică a sistemului legislativ LEX. Înscrieri la cuvânt. Nu fiind înscrieri la cuvânt, supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Avem 10 pentru. Nu, domnul Lucian Bolo.